Vineri, elevii școlii generale din Stoienești, județul Argeș, au pregătit un program special în pragul Sfintelor Sărbători de Paște. Aceștia, sub îndrumarea profesorilor, au încondeat ouă, au pictat și desenat lucrări cu specific sărbătorilor pascale. Lucrările acestora vor fi afișate la cetățuia Negru-Vodă, iar banii strânși din vânzarea lucrărilor vor fi donați unui copil bolnav de distrofie musculară. Prima activitate a avut loc de Crăciun, cu ediția a 6-a concursului Iisus Coboară de Crăciun și vizitarea centrului de plasament din localitatea Rucă. Iar a doua activitate o avem astăzi, în care lucrările voastre sunt expuse, revistele școlare pe care le-ați realizat, picturile, și cu acestea am hotărât că împreună vom merge să ajutăm un frate de-al nostru, da? Un creștin de pe Valea Vădenilor, elev în clasa 8-a, care, din păcate, nu a putut să meargă nici o zi la școală, da? Suferind de așa-numita boală distrofie musculară, da? Și lucrările voastre, după cum v-am spus, vor fi expuse la Mănăstirea Cetățuia Negru-Vodă, așa cum am făcut și în urmă cu 2 ani. Banii care vor fi colectați pe aceste lucrări vor fi donați acestui băiețel, da? Pentru tratament și în vederea celor necesare familiei și traiului de zi cu zi. În cadrul acestui proiect, toți învățătorii se implică și vor face anumite lucrări și activități cu elevii, de la clasele mici, la orele de educație plastică și abilități practice. Vom face și noi pictură pe sticlă, iconițe, vom face pictură în acuarelă, încondeiem ouă și diferite eseuri cu ocazia acestui eveniment. Împreună vom participa cu lucrările la mănăstire ca să putem ajuta acest copil care are mare nevoie de ajutorul nostru. Vom merge un grup de copii la el pentru că se bucură de câte ori îl vizităm și vom face fotografii cu el ca să poată și el în timpul liber să se uite și să aibă ce vedea. Copiii bolnavi de distrofie musculară au dificultăți la mers, urcarea scărilor, ridicarea brațelor sau ridicarea de la sol. În unele forme, boala devine invalidantă, la adolescenți pacientul fiind imobilizat în scaunul cu rotile.